lovituri pentru pensionari MSP pe temâna mare, ce a anuncat Viorica Dencil video. Lovituri dur pentru pensionari MSP pe temâna mare. Anuncul premierului Viorica Dencil îi vizează pe toți. Acest subliniere tia nu vor primi pensiile decât după sărbătorile pascale. Dencil a explicat sublinierei motivele acestei hotărâri. Salariile vor intra pe temâna aceasta, înainte de pa subliniere T, pensiile nu sublinierei am să explic de ce. Pensiile se dau între 14 sublinierei 27 ale lunii. Dacă le dăm acum va fi o perioadă foarte mare până când pensionarii vor lua următoarea pensie. În plus, de-abia am terminat cu pensiile pe luna trecut sublinierei este foarte greu să ti prim flutura sublinierei de pensie, a anuncat premierul Viorica Dencil. Salariile celor peste un milion de bugetari ar putea fi peletite mai devreme, înaintea vacanței de pas subliniere T, această măsură fiind analizat în cadrul cabinetului Dencil, a declarat pe temâna trecut ministrul finanțelor, Eugen Teodorovici. Ministrul a precizat ce, dacă va fi luat, măsura va fi anuncat în cadrul subliniere din cei de guvern de joi. Noi analizăm această propunere la nivelul guvernului. Dacă va fi cazul să fie luat o astfel de decizie, se va anunca în subliniere din cadrul de guvern de joi, a declarat Teodorovici, la Antena 3.